Ai probleme în familie. Sănătatea nu mai este cum a fost. Singurătatea a pus stăpânire pe tine. Ai nevoie de un prieten? Ai vrea să umpli golul sufletesc din inima ta? Vino? Și stai de vorbă cu Isus. În fiecare duminică, la ora 19, te așteptăm. Vino să stăm de vorbă cu Isus. Primește răspunsul la întrebările tale din Cuvântul lui Dumnezeu. Bună seara și bine ați venit la Dialogul Biblic de Vorbă cu Isus. În timpul vieții lui pe Pământ, multe persoane au avut posibilitatea să stea de vorbă cu Isus. Și o poți face și tu alăturând acestor discuții descrise în Evanghelie. Astăzi vom sta de vorbă cu Iisus alături de Ioan Botezătorul și vom face acest lucru după o piesă muzicală prezentată de tineri.

Bună seara și vă mulțumesc că ați răspuns apelului de a întrerupe toate activitățile dumneavoastră și a sta de vorbă cu Isus în această seară. Salutăm pe toți cei din țară și pe toți cei care ne urmăresc de peste hotare, de la mii de kilometri, sunteți bineveniți și prin intermediul internetului dorim ca astăzi să Vedem o temă deosebită. Vă aduceți aminte, duminica tre trecută am vorbit despre. Deci, sau am stat de vorbă cu Isus cu ocazia sărbătorilor. Despre sărbători. Ceea ce a spus Domnul Isus Hristos despre sărbători sau cu ocazia sărbătorilor, el a spus că voi muri negreșit cu ocazia sărbătorilor sau de o anumită sărbătoare, și anume de sărbătoarea Paștelui. Și lucrul acesta în Evanghelie se repetă de câteva ori. Zice, se apropie praznicul și Fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor, va fi dat în mâinile preoților, va fi dat în mâinile cărturarilor și îl vor, îl vor răstigni. Și lucrul acesta se va întâmpla și s-a întâmplat de fapt de sărbătoarea Paștelui. Domnul Hristos a respectat sărbătorile care au fost puse de Dumnezeu, scrise de către Moise în Vechiul Testament, însă ceea ce spune el spune că de sărbători sau de sărbătoarea Paștelui Domnul va muri, Fiul omului va fi dat morții. Astăzi vom sta de vorbă cu Isus alături de Ioan Botezătorul. Cine este și cine a fost Ioan Botezătorul? În ce mod îl cunoaștem luni? Lumea creștină îl cunoaște ca pe o persoană și au fost puse anumite sărbători, de asemenea, când oamenii sărbătoresc. Lumea creștină sărbătorește, de exemplu, sărbătorește Bobotează. Iată cum în ianuarie se va sărbători această sărbătoare. E legată de Ioan Botezătorul care a botezat pe Domnul Iisus Hristos. De asemenea, oamenii sărbătoresc tăierea capului lui Ioan Botezătorul, în ce măsură a fost aceasta o sărbătoare, ne vom atinge și de această întrebare. Dar ce spune Biblia despre acest om? A fost cumva prezisă nașterea și activitatea lui? Să vedem, Matei în capitolul 3 și textul 3 zice că Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice Iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. După cum vedem, încă Isaia a vorbit despre Ioan Botezătorul, a vorbit despre acest personaj biblic pe care îl întâlnim deja în Evanghelie, în Noul Testament sau în Evanghelie și zice, iată glasul celui ce strigă în pustie. Deci, despre care Ioan este vorba aici? Nu este vorba de Ioan Apostolul, pentru că Domnul Iisus Hristos a avut 12 ucenici și unul dintre ei a avut numele Ioan. Este vorba despre Ioan Botezătorul, despre el vorbește glasul și vom vedea, celui ce strigă în pustie, vom vedea mai târziu. Luca povestește, zice, în, deci Luca 1,5, în zilele lui Irod, împăratul idei, era un preot numit Zaharia, din cetatea lui Abia, nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elizabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Cine de fapt a fost Zaharia și Elisabeta? Nu? No, clar, au fost părinții, au fost părinții lui Ioan Botezătorul. Zice Biblia că erau o familie în vârstă, el era preot, ea soția preotului și vorbește Evanghelia că la rândul cetei lui Zaharia a trebuit ca să meargă să ardă tămâia în templu. Aduceți aminte, în templu erau două despărțituri mari, una se numea Sfânta și alta Sfânta Sfintelor. În prima despărțitură era Sfeșnicul masa cu pâinile, 12 pâini și era un altar al tămâierii. Iată aici trebuia să intre Zaharia și să ardă tămâia. În a doua dispărțitură era chivotul sau trebuia să fie chivotul legământului cu cele 10 părunci înăuntru. Și spune Evanghelia după Luca că acești oameni erau înaintați în vârstă. Puteți să citiți capitolul 1 și să vedeți acest lucru. Dar în 1 cu 13, îngerul i-a zis lui Zaharia, nu te teme, Zahariu, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, nevastă ta, Elizabeta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. Iată de unde vine Ioan Botezătorul. Nașterea lui, de fapt, a fost, să zicem așa, plănuită, profetizată de către Dumnezeu. Zaharia, om înaintat în vârstă, soția lui de asemenea. Și vorbește Evanghelia după Luca că Zaharia a intrat să slujească în templu. După rândul cetei lui, erau rânduite 24 de cete, puteți să găsiți lucrul acesta în Vechiul Testament, care slujeau la templu și acum, după sorț sau la sorț, a căzut ca să meargă și să slujească Zaharia. Și zice că în ceasul tămâierii toată mulțimea norodului se ruga afară. Și un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut. Așa textul 13 zice îngerul zice: "Nu te teme, Spune că fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Ce rugăciune a înălțat Zaharia către Domnul? S-a rugat ca să i dea Domnul un copil, probabil, dacă despre aceasta este vorba. Și mai zice textul 15, vreau să-l citim, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecile mamei sale. Noi mai întâlnim în Biblie situații când Dumnezeu vorbește despre nașterea unui copil sau unui om încă înainte ca el să fie zămislit. De exemplu, o situație asemănătoare a fost cu Samson, oameni om nazireu. Deci un nazireu cel care era închinat Domnului, trebuia să se ferească de vin, de băutură amenețitoare și Duhul Sfânt era peste el. Așa a fost cu Samson, așa a fost cu Ioan Botezătorul. Ce fel de om avea să fie Ioan Botezătorul? Ce se știa despre el? Ceva se știa pentru că am citit că Isaia încă a scris ceva despre Ioan Botezătorul, dar Luca scrie în capitolul 1 cu 17, zice el, Ioan Botezătorul, va merge înaintea lui Dumnezeu. În duhul și puterea lui Ilie. Ce a făcut Ilie? Ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Deci, Ioan Botezătorul avea o misiune de îndeplinit aici pe pământ. El avea să se nască cu un scop, avea să trăiască cu un scop. Deci, misiunea lui Ioan Botezătorul a fost ca să pregătească un norod, zice, un popor, pentru că atunci când va veni Domnul Isus Hristos, cu o altă misiune, cu misiunea sa, să găsească un popor pregătit. Deci, dacă vă uitați de la textul 31, 31 Luca, deci textul 39, cer scuze, Acolo se vorbește despre întâlnire, întâlnirea Mariei cu Elisabeta. Cântarea Mariei și zice acolo că Maria care aflase și ea că poartă un prunc în trupul ei a mers la Elisabeta și Elisabeta când a văzut-o, când a auzit-o a săltat pruncul în pântecele ei și a urmat o cântare a Mariei. Zice textul 56, Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni, apoi s-a întoars acasă. Deci Maria, care era logodită, deja soția lui Iosif, a stat trei luni în casa Elisabetei, în casa lui Zaharia. Și apoi 57, de la textul 57, se vorbește despre nașterea lui Ioan Botezătorul. Și 67, cântarea lui Zaharia, o altă cântare. Deci avem două cântări într-un singur capitol, cântarea Măriei și cântarea lui Zaharia. Deci, nașterea lui Ioan Botezătorul. Cum a avut loc? Deci, după ce a intrat Zaharia ca să tămâieze în templu, i s-a arătat îngerul și i-a spus că vei avea un copil, un fiu. Și Zaharia zice, Doamne, dar eu de unde am să știu că ceea ce spui este adevărat? Pentru că nu e natural și nu e normal că la vârsta noastră să avem copii. Și zice îngerul, vei rămâne mut până se va naște copilul. Și vă dați seama, este Zaharia ca să vorbească poporului, poporul adunat afară și dă să spună ceva și nu poate să zică. Poporul își dă seama că de fapt a avut o vedenie și așa cum i s-a spus, vei rămânea mut până se va naște copilul. S-a născut copilul și zice Evanghelia că s-au adunat în a opta zi, deci s-au adunat rudele vecinii ca să, să, se facă în împrejur copilului și au întrebat, cum îl va chema pe copil? Zice mama Ioan, Acum așa Ioan, deci din rudele noastre, ei s-au gândit să-i pună numele Zaharia, numele tatălui, zice, din, nu, din, rudele noastre nimeni nu poartă acest nume, numele Ioan. Să ne consultăm cu tatăl Zaharia, dar Zaharia nu poate să vorbească, era mut. Și zice în Luca 1,63, Zaharia a cerut o tabliță de scris și a scris zicând numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. Și după aceea Zaharia deci a început să vorbească și vestea aceasta s-a dus în toate împrejurimile. Deci numele lui este Ioan. Deci a fost scris de către Zaharia, deci certificatul de naștere pe o tabliță, așa, oamenii au venit cu alte gânduri ca să pună, deci rudele să pună numele copilului, însă Zaharia a hotărât acest lucru pentru că Dumnezeu a hotărât așa. Ioan, în Evanghelia după Ioan, textul 6, spune că a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Ioan nu pur și simplu s-a născut, a venit așa ca orice copil, dar zice Evanghelia de la Ioan că acest om a fost trimis de Dumnezeu cu un scop și cu o misiune specială. Mai vorbește Ioan în 1. Cu 29, Evanghelistul Ioan vorbește despre Ioan Botezătorul. A doua zi Ioan a văzut pe Isus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumei. Care a fost de fapt misiunea lui Ioan Botezătorul? De ce îl numim Ioan Botezătorul? E clar, sigur, îl numim așa pentru că el boteza oamenii. De aceasta a venit ca să boteze oameni pe pământ sau misiunea lui a fost alta? Dacă citim Evanghelia sau Evangheliile, vedem că totuși misiunea lui Ioan Botezătorul a fost să pregătească un rod, așa cum este scris aici, sau un popor, ca atunci când va veni Domnul Isus Hristos, mulți din cei ce îl vor auzi să-l primească ca mântuitor. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan Botezătorul a venit să pregătească un popor, să fie pregătit pentru a-L accepta pe Domnul Isus Hristos ca miel de jertfă, ca mielul lui Dumnezeu. Ce zice Ioan Botezătorul despre el și despre misiunea lui? Ne uităm în Luca 3 cu 16. Ioan drept răspuns a zis tuturor, cât despre mine eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. El va vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ce zice Ioan despre el? Da, eu am venit aici să pregătesc calea. El zice, iată mielul lui Dumnezeu. Eu vă botez cu apă. Vă botez cu apă. Însă va veni cineva care vă va boteza cu Duhul Sfânt. Când avea să se întâmple acest lucru? Matei 3 cu 13 vorbește despre botezul Domnului Isus Hristos, ungerea lui Isus ca Mesia, deci sau începutul lucrării Domnului Isus Hristos. Zice de la textul 13, apoi a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Isus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim, împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Și dacă citim în continuare, deci Ioan l-a botezat pe Domnul Isus Hristos. Și Domnul Hristos, deci dacă vă uitați în Evanghelie, citiți, își începe misiunea de predicare. Adună ucenicii în jurul său, deci după acest botez, și atunci când a ieșit din apă, zice că Duhul Sfânt s-a coborât sau s-a pogorât peste Domnul Iisus Hristos închip de porumbel și s-a auzit un glas din cer, glasul Tatălui, care a zis, iată fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea, de el să ascultați. Ioan a venit și și-a îndeplinit lucrarea lui. Până când, de fapt, sau când se încheie misiunea sau lucrarea lui Ioan? Se încheie cu botezul Domnul Isus Hristos? Poate. Se pare că așa o fi, pentru că o să vedeți că mulți din ucenicii lui Ioan vin și se fac ucenici, sau unii din ucenicii lui Ioan vin și se fac ucenici ai Domnului Isus Hristos. De ce a fost, sau, da, de ce a fost marcată încheierea lucrării lui Ioan Botezătorul? Dacă citim la Matei, capitolul 11, cu 2, scrie așa, Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi, tu ești cel la care are să vină sau să așteptăm pe altul. Ioan în descurajarea lui, deci fiind în închisoare, de ce a nimerit Ioan în închisoare? La foarte scurt timp, după botezul Domnului Isus Hristos, Ioan este închis. De ce? De către cine? Cu ce ocazie? Pentru ce? Pentru ce a fost închis? Noi știm că oamenii sunt închiși pentru anumite crime în închisori. De ce a fost închis Ioan Botezătorul? Matei 14, cu 3, scrie căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și pusese în temniță din pricina Irodiadei. Ați înțeles care a fost crima săvârșită de către Ioan? El a fost închis din pricina Irodiadei. Nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea, nu ți este îngăduit, îngăduit să o ai de vastă, Și atât pentru aceasta a fost pus în închisoare. Ioan se afla în temniță. Probabil a venit un moment de descurajare și îl cheamă ucenicii și zice, ia întrebați pe Isus. El este sau trebuie să așteptăm pe altul? Eu am venit, am avut o misiune. Oamenii pe care i-am pregătit, i-am pregătit pen, pentru ce? Pentru el? Pentru că mai departe se preia misiunea sau trebuie să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis, duceți-vă, despuneți lui Ioan ce auzit și ce vedeți. Asta a fost răspunsul Domnului Iisus Hristos. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morții în viață și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de cela pentru care eu nu voi fi un prelej de potecnire. Vedem aici două persoane, Ioan Botezătorul Domnului Iisus Hristos. Unul, Ioan Botezătorul mai mare, cu câteva luni, se naște cu câteva luni înaintea Domnului Iisus Hristos și are o misiune de ea îndeplinit, să pregătească un orod, un popor. Pentru că atunci când va veni Domnul Isus Hristos să-și continue sau să-și aducă la îndeplinire deja misiunea sa. Care a fost misiunea Domnului Isus Hristos? Da, Hristos a născut ca să moară. Să moară pentru păcatele întregii omeniri. Ce se întâmplă cu Ioan Botezătorul? A mai ieșit din temniță? Sau ce s-a întâmplat cu el? Zice Matei 14 cu 10, și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță. Ioan nu a mai ieșit din temniță. Capul a fost adus într-o farfurie și a dat fetei care l-a dus la mama sa. Ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus de a-o da de știri lui Isus. Atunci când Ioan Bătezătorul a murit, sau a fost omorât, avea în jur de 30 de ani. Tânăr! Noi cum cumva suntem obișnuiți ca să-l vedem pe diferite imagini, ca o persoană în vârstă, cu barbă, El a murit de fapt tânăr, în jur de 30 de ani, pentru că era cu câteva luni mai mare decât Domnul Isus Hristos, ca vârstă. Ce s-a întâmplat? Ioan a fost închis în temniță din pricina erodiadei care îl ura. Pentru că Ioan îi spunea lui Irod și Irod avea frică de Ioan scrie în Evanghelie, citiți capitolul 14. Ioan îi vorbea adeseori de Domnul Iisus Hristos, de împărăția lui Dumnezeu. Și Erodiada a căutat un prilej ca să-l omoare, să scape de el. Pentru că le încurca relațiile nelegitime de căsătorie, dacă putem să le numim așa. Și a venit un moment potrivit când fica Erodiadei a jucat, a dansat cu ocazia, naș ocazia nașterii lui Irod sau ziua nașterii, ziua de naștere a lui Irod. Lui Irod i-a plăcut și fiindcă își băuse mintea, deci în cheful beții a zis mi-a plăcut cum ai dansat, cere ce vreau, vrei să-ți dau, îți dau și jumătate din împărăție. Fata înțeleaptă se duce să ceară un sfat și se duce la mama sa, însă mama sa nu a fost atât de înțeleaptă să-i dau un sfat bun și zice, cere capul lui Ioan Botezătorul într-o farfurie, ce să faci cu el? Și astfel, Ioan își pierde viața, se încheie misiunea lui de a pregăti un popor aici pe pământ și Domnul Hristos trebuie să-și continue misiunea. Zice că ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul și l-au îngropat. Fără cap, probabil, așa se primește. Ce zice Domnul Isus Hristos, de fapt, despre Ioan Botezătorul ca proroc sau ca o persoană care a avut o misiune oarecare în această lume? Matei, capitolul 11, de la 9, zice așa. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc, zice despre Ioan Botezătorul. Da, vă spun că mai mult decât un proroc, că el este acela despre care s-a scris. Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femeie, din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Ce spune Domnul Iisus Hristos despre Ioan Botezătorul? Zice, un proroc, ba mai mult, dintre toți prorocii, el este mai mare între toți prorocii care au fost. Și noi știm prorocii Bibliei, Vechiului Testament. Începând de la, eu știu, Osea, Oiel, Amos, 12 proroci, așa, mai mici, mai puțin scriu, apoi patru mari, Ezechiel, Isaia, Ezechiel, Daniel, Ieremia. Și Domnul Hristos zice, dintre toți acești oameni proroci, Ioan este mai mare decât toți. Cine și-ar fi dorit să trăiască o viață așa cum a trăit-o Ioan Botezătorul? Dacă citiți cum se îmbrăca, cu ce se hrănea, ce viață a adus, pentru noi oamenii contemporani este o viață fără sens. Îmbrăcat cu o haină de pele, încins, la brâu, se hrănea cu lăcuste, miere, sălbatică, prin pustiu mai mult a trăit, și-a avut o misiune. Cine și-ar fi dorit să trăiască așa o viață? Însă Domnul Hristos a menționat acest om ca fiind un om deosebit. Astăzi am stat de vorbă cu Iisus alături de om Botezătorul. Și dacă vă uitați în Evanghelie, Ioan Botezătorul practic nu a stat de vorbă cu Iisus. Sau foarte puțin din ceea ce este scris. Ioan Botezătorul a stat de vorbă cu Isus doar la botez. Țineți minte, deci el zice, tu vii la mine că eu să te botez și cumva l-a respins, l-a refuzat, refuzat că să-l boteze pe Domnul Isus Hristos. Și Domnul Hristos zice, îi zice lui Ioan, lasă, așa trebuie să împlinim. Și Ioan l-a botezat. Noi nu întâlnim alte ocazii când Ioan Botezătorul să stea de vorbă cu Isus. Sunt așa momente unice. Atunci când era în temniță, el de fapt cheamă pe ucenici și zice duceți-vă și întrebați-l, el este sau să așteptăm pe altul. Din ceea ce scrie Evanghelia, eu am Botezătorul foarte puțin a stat de vorbă cu Isus. Sigur că Domnul Hristos zice că mai am și multe lucruri, încă multe lucruri să vă spun și dacă tot ar fi fost scris n-ar fi încăput în această lume, Ioan capitolul 21, poate și probabil Domnul Hristos o mai fi stat de vorbă cu Ioan Botezătorul sau Ioan Botezătorul cu Domnul Iisus Hristos. Însă atât avem scris. Avem scris doar momentul botezului. Închipuieți că stai de vorbă cu Isus. Ești Ioan Botezătorul. Doar atât și Ioan Botezătorul și-a jertfit viața pentru Domnul Isus Hristos, unde Evanghelia descrie foarte puțin întâlnirea lui Ioan cu Domnul Isus Hristos. Poate nu e rău că oamenii își amintesc de Ioan la anumite sărbători, ca de exemplu Boboteaza când Ioan l-a botezat pe Domnul Isus Hristos, sau mai este și sărbătoarea tăierii capului Ioan Botezătorul, dacă putem să o punem așa în rândul anumitor sărbători, nu știu dacă e putea să te bucuri pentru sărbătoare, totuși este o ocazie de bucurie. Dar ce semnificație are pentru tine botezul? Ioan Botezător, așa este numit. Ioan Botezătorul, botezul. Ioan boteza oamenii. Boteza oamenii maturi, oameni mari. Și le spunea, pocăiți-vă, credeți nu întâlnim ca Ioan să boteze prunci, copii mici. Copiii mici erau tăiați împrejur la ziua 8 sau în a 8 -a zi. Privire la botez are o semnificație așa destul de serioasă, pentru că botezul trebuie să implice pocăința, credința și apoi să fie botezat. Vreau să vedeți în ce mod se întâmpla acest lucru. Mai târziu deja, țineți minte că, așa cum spunea Ioan Botezătorul, eu vă botez cu apă, dar vine cineva care vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și într-adevăr, ucenicii care au fost trimiși, deci ca apostoli, botezau și ei. De exemplu, în urma predicării lui Petru, lui Petru s-au botezat odată 3.000 de persoane. Altă dată și mai mult. Cine mai ținea cont, să-i mai scrie într-o listă, într-un registru, se botezau oamenii cu miile. Și aceasta s-a întâmplat în urma revărsării Duhului Sfânt asupra apostolilor. Vă aduceți aminte, faptele apostolilor, capitolul 2, numește aceasta ca ziua cinzecimii, revărsarea Duhului Sfânt asupra apostolilor. Și Pietru predică. Și dacă vă uitați în faptele apostolilor, după revărsarea Duhului Sfânt, 2 cu 37, zice... După ce au auzit aceste cuvinte, cuvintele predicate de Petru, ei au rămas străpunși în inima și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Petru vorbea cu oameni maturi. Pocăiți-vă. Și fiecare din voi să fie botezată în numele lui Isus Hristos spre iertare păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. În această ocazie, înțelegem din ceea ce descrie aici apostolul Petru, că oamenii aceștia erau maturi, oameni maturi, care auzind predica lui Petru, ceva i-a mișcat la inimă și au trebuit ca să iau o hotărâre. Ce facem? Și Petru le zice, pocăiți-vă și botezați-vă. Nu e rău că ne amintim de Io Ioan Botezătorul, cel care a botezat pe Domnul Iisus Hristos. Poate ar fi timpul să lași să te boteze și pe tine sau să fii botezat în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că așa scrie că Petru boteza oamenii în numele Domnului Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor. Și însăși Domnul Hristos a poruncit, duceți-vă Faceți sochinești din toate numele, din toate neamurile și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. De vorbă cu Iisus, alături de Ioan Botezătorul. Poate veni timpul ca și eu și tu să ne pocăim. Și dacă cineva nu a fost botezat, Poate este un apel al lui Ioan Botezătorul. Pucăiți vă pentru că așa era predica lui, așa era mesajul lui. Și fiecare dintre voi să primească botezul. Mi-aș fi dorit ca să mă rog împreună cu dumneavoastră, cei de aproape și cei de la distanță. Dacă cumva mesajul lui Ioan sau stând de vorbă cu Iisus alături de Ioan te gândești că totuși ar trebui ca să iai o tărâre, să faci o legământ cu Dumnezeu prin apă botezului, Domnul să te ajute la aceasta. Vă invit ca să ne rugăm. Părinte Ceresc, Doamne, îți mulțumim pentru toate binecuvântările pe care le revești asupra noastră. Îți mulțumim pentru că ai trimis pe Fiul Tău să moară în locul nostru. Îți mulțumim pentru că ai trimis pe Ioan pentru ca să pregătească un rod și prin mesajele pe care le ascultăm și le citim, să ne pregătească și pe noi pentru împărăția ta. Ajută-ne, Doamne, ca legământul botezului să fie un legământ care să ne apropie de tine și în cele de urmă să fim în împărăția ta. Iartă-ne acolo unde greșim și te rugăm pentru fiecare persoană care a ales astăzi ca să asculte cuvântul tău, și ajută, Doamne, ca să rămânem ție credincioși, ascultători și odată să ne bucurăm împreună de împărăția pe care o pregătești pentru fiecare dintre noi. Te rugăm să rămâi tu în familiile noastre, acolo unde poate sunt probleme. Ajută, Doamne, ca prin cuvântul Tău, inimile noastre să fie schimbate. Rămâi cu noi și condune Tu prin această viață, prin Domnul Iisus Hristos, te rugăm. Amin. Dragi prieteni, înainte ca să ne luăm rămas bun, vreau să anunț tema pentru duminica viitoare. Duminica viitoare vom sta de vorbă cu Isus în templu, la vârsta când avea 12 ani. Ce pot să asculți și să înveți de la un copil? De la copilul Domnului Isus Hristos putem să învățăm multe. Și te invit pentru duminica viitoare să fim alături, să fim împreună prin intermediul internetului pentru ca să stăm de vorbă cu Isus. Va fi o ocazie deosebită. Acum vă spun noapte bună și Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare.